Salutare toată lumea, numele se Mătălin și acum fac un tutorial. Să vă arăt cum merge Movie Maker-ul ăsta. De urmare, nu l-am făcut ieri. Dar nu pot să zic că acum am aici unul vechi. Că l-am salvat. Și acum... Nu. Ăsta trebuie să șterg. Erori. Nu știu, zicem pe ăsta, dar nu, ăsta se registrează acum. Deci nu zice eliminare. Proiect. Aici e proiectul. Ce face narațiunea? Aceasta sunt centurile naționale. Nu mai vorbi și eu. Mă lași, pleacă! Azi n-așteptam să sună mai tare decât sonorul videoclipului sau muzicii. Se asta la fel invers, mai mare, mai mare, fără accentul are. Se reglează automat durata telefonului încât prin să se întâlnesc simultan. Chiar vreau aici să pun ceva. Dăm și muzică. Deci, editare. De ce este nu disponibil? Urmare aici pot să zic proiect nou deschide, salvează sau ai salvare, film, por de dispozitiv, opțiuni, general, trimis așa, audio-video, audio sunt căștile respective, cea care l-am pus eu aici, setări, dacă zic la setări, dă să treci de aici, recording, sounds, camera web, nu? Legende. Se adaugă automat legenda când adaug un videoclip sau videoclip care e centru de autorizare. Complex. Zic ok. Cum publică filmul? Publicăm. Pe OneDrive, Facebook, YouTube, Vimeo, Flickr și grupuri. Adaugă adăugare insert. De sunat servicii, salvarea film. Sunt primul slus, recomandat pentru acest proiect. Setări recente, ăștia sunt setări recente care le-am pus eu. Nou, e nou. Pentru în altă definiție, adică pentru 1080p. Mai mult rezultate mai pun. Zicem dacă punem așa, până în 1000 par în... par între 64 și 1920. 1080. Zicem așa. Zicem că 0.0 30.000. Așa rămâne. În numărul pare incorrectă. Între 1 și 60. Zicea, zicem tot 29. Setări audio, format audio. Ăsta e cel mai înalt format de audio. Sunt 92 kbps pe secundă cu 48 kHz pe secundă. Eu folosesc pe ăsta de aici. Pentru computer? Nu. Asta e pentru computer. Totul e pentru computer. Tot în altă definiție, funcționare pentru poștă electronică, o mai micuț, Apple, opa, 10.000, pentru 24.000, 10.000, 1.000, tot 1.000,
5000, 1500, Zun 2000, 5000, aici Android tot 24.000, Android 10.000, Apple iPad 10.000, asta este Windows 7, 7 10.000 și Windows 8 și eu le folosesc. Asta nu l-am folosit niciodată că îmi mănâncă și a rămâne 48 de piesuri, 60, 25 și o folosesc momentan 24. Și lăsăm tot pe ăsta. Pe ăsta atâta în de cadrare. Acum lățimea. Ce zice la lățime, tot ce trebuie. Setarea. Nu zic închide. Ce nu? Deci urmare, filmai 76 minute. Și clipul ăsta, vreau să zic că toate clipurile care le voi vedea, o să fie în 24 de piese și 1080p. Adică calitate, nu. De registrare nu pot să registrez la 1080, nu. Monitorul ăsta, acum pot să... Ăsta, max are nativul 1440x990 și nu poate registra că YouTube îi trebuie un format, vizualizare, editare, raport, aspect, 16:9, nu 4:3, 4:3 așa e, dar ăsta îmi trebuie formatul ăsta, nu, n-am trebuie. Despre Movie Maker, a, da, păzui despre Movie, editarea, aici poți să-l faci rapid și mai încet, aici poți să-l divizez, efecte vizuale, poți să-l dau și așa, și așa, nu-mi place cum se vede. Și astea sunt toate efectele. Numai nu puteam să registrez. Asta e alb negru. Am făcut un clip alb negru. Și wow. Asta e răsturnat. Deci, asta este. O să fie un nou playlist, da? Cu... tutorial. Poate da, poate includ tot acolo. Nu contează asta, doar că cu ăsta editez. Cu ăsta editez eu. Eu zic, e un program destul bun de editat, dacă îl puteți descărca oricând. Doar scrieți Windows Movie Maker. Și instalează Essential 2012, ca e versiunea lui. Și cam atâta. Animații, asta animația care vreau să apară, uite. Cu glitch-uri. Da, eu le las așa și prin urmare, vizionul sudor următor. Pa, pa!